Tiraspolul se arată deranjat de faptul că autoritățile de la Chișinău nu s-au consultat cu regiunea transnistreană înainte de a semna cererea de aderare la Uniunea Europeană. Într-o notă informativă emisă de așa numitul Minister de Externe din regiunea transnistreană, se spune că această decizie înseamnă disponibilitatea de a transfera suveranitatea Republicii Moldova către instituțiile de la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă emis de așa numitul Minister de Externe din regiunea transnistreană, se spune că Tiraspolul tratează cu înțelegere decizia autorităților de la Chișinău, însă la rândul său Transnistria nu tinde spre UE. Depunerea de către Republica Moldova a unei cereri de aderare la UE în contextul unui conflict de lungă durată nerezolvat între cele două maluri ale Nistrului, fără a ține cont de opinia și în afara cadrului consultărilor cu Tiraspolul, ignorând totalmente discuțiile pe marginea problemei informatele de negociere existente, inclusiv în cadrul platformei internaționale, pune capăt procesului de soluționare care necesită formalizare juridică internațională urgentă, menționează diplomația de la Tiraspol. În comunicat se mai spune că decizia autorităților moldovenești înseamnă disponibilitatea de a transmite suveranitatea Moldovei și a instituțiilor sale către Bruxelles, precum și trecerea definitivă a teritoriului Moldovei în gestiunea vestului din punct de vedere militar, politic și economic. În context, se solicită ca partea moldovenească să demareze un dialog cu regiunea transnistreană, care s-a adresat către ONU și OSCE și alți observatori și intermediari în procesul de negocieri, cu rugămintea de a recunoaște independența Transnistriei și de a crea cu regiunea relații diplomatice. Am încercat să obținem un comentariu de la președinție la acest subiect, însă serviciul de presă al instituției Liliana Angel ne-a spus că nu comentează declarația. Responsabilii de la biroul pentru politici de reintegrare nu ne-au răspuns la telefon și nici pe pagina oficială nu a fost postat vreun comentariu.